La fel ca în ultimii ani, lacul din Parcul Tineretului s-a umplut de brădiș, plantă care dă Heleșteului un iz de loc uitat în paragină. Dincolo de aspectul inestetic, administrația parcului spune că nici hidrobicicletele nu mai pot fi închiriate. De asemenea, pescuitul în lac a devenit imposibil. Singura soluție, spun cei de la Urbis, este achiziționarea unui utilaj special conceput pentru a tăia iarba din lac. Societatea dispune de o astfel de mașinărie, cumpărată acum câțiva ani din Ucraina, însă utilajul, destul de mic, nu mai poate face față volumului de brădiș. Da, de la an la an deja s-a mărit aria de iarbă. În primul rând că ne-a lăsat vechiul utilaj care îl foloseam noi la tuns și avem acum promisiuni ca maximorum într-o lună de zile să ne apară următorul utilaj de o performanță cu totul deosebită față de ce am avut noi. Numai că sperăm, contractul s-a semnat și așteptăm utilajul cât se poate de repede, că și noi deja nici bărcile au început să încurce și bărcile în iarbă. Foarte greu ne descurcăm, dar speranța mare ultima. Între timp s-au căutat și soluții mai puțin costisitoare pentru eradicarea plantelor acvatice din lac. Cei de la Urbis au mers la mai multe laboratoare din țară, însă fără niciun rezultat. Am fost la Institut de Proiectări de la Galați, am fost și la București, chiar nu există o soluție pentru această buruiană decât tunsă și ținută de scurt. Și dacă o tundem sub luciu de apă la peste 60 de centimetri, atunci nu mai pătrund razele solare și va muri planta. Din spusele reprezentanților administrației parcurilor, utilajul de fabricație olandeză este mai performant decât cel pe care îl au în dotare. De asemenea, garanția oferită de fabricant este mai mare. Utilajul pe care intenționați să luați are o garanție mai mare decât cel pe care... Și garanția, dar și ca performanță, am fost și eu cu, am avut o delegație la fața locului, am văzut o astfel de utilaj în România, la București, și într-adevăr m-a impresionat, utilajul este deosebit, o performanță deosebită, dar am început să fiu sceptic până nu-l văd, nu o să mai cred că deja promisiuni avem multe, dar... Mașina de tăiat brădet achiziționată acum 3 ani a costat aproape 9.000 de euro.